Dumnezeu să fie binecuvântat! Stimați prieteni, suntem din nou împreună și cu această ocazie ne vom gândi din nou la Dumnezeu, ne vom gândi la sufletul nostru, la eternitatea noastră. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră momentul în care în Luca 17, versetele 20 la 36, Domnul Iisus Hristos este abordat de cei care îl însoțeau să discute subiectul escatologic, când va reveni El, subiectul despre vremurile sfârșitului. Și cu această ocazie Mântuitorul argumentează, aducând în discuție vremea lui Lot, vremea lui Noe și vremurile pe care le trăiau ei atunci. De aceea mesajul meu se numește În zilele lui Noe, în zilele lui Lot și în zilele noastre. Nu este o noutate să afirm faptul că fiecare epocă, fiecare perioadă de timp a istoriei a avut un anumit specific care a făcut-o diferită de celelalte mai mult sau mai puțin. Biblia prezintă epoca lui Noe caracterizată de interes pentru mâncare, de băutură și de căsătorie. De asemenea, epoca lui Lot este caracterizată de Biblie cu un interes pentru mâncare, băutură, afaceri, agricultură și construcții. Una dintre diferențele dramatice dintre cele două epoci este faptul că în timp ce în epoca lui Noe este manifestat interesul pentru familie, în epoca lui Lot interesul pentru familie dispare. Căsătoria nu este amintită. Epoca lui Lot este asociată cu specificul vieții din Sodoma și Gomora. Care zonă geografică a fost patria lui Lot în ultimii lui ani de viață. Dacă Noe a trăit în jurul anilor 3300 înainte de Hristos și Lot în jurul anilor 2100 înainte de Hristos, înseamnă că între vremurile acestor doi bărbați menționați în Biblie este o perioadă de timp de aproximativ 1100 de ani. Ce înțeleg eu din raportul biblic este faptul că această perioadă de 1100 de ani a fost suficientă pentru ca să se redefinească valorile familiei și dacă în vremea lui Noe oamenii erau obișnuiți să se căsătorească și în cadrul căsătoriei să-și împlinească nevoile de natură sexuală, în vremea lui Lot oamenii nu mai aveau obiceiul să se căsătorească, iar nevoile lor erau satisfăcute într-un mod păcătos prin alte metode. Aș vrea să spun câteva lucruri despre specificul vremurilor lui Noe. Dacă privim cu atenție la ceea ce Biblia spune despre vremea lui Noe, identificăm cu ușurință o asemănare izbitoare cu zilele noastre. Spre exemplu, explozia demografică, când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, Geneza 6:1. Iată dar că Biblia menționează că în vremea lui Noe a fost o creștere demografică mare. De pildă, în vremea noastră, în 1950, erau aproximativ 2,7 miliarde de oameni pe planeta Pământ. Există o creștere constantă până în 2014, când sunt aproximativ 7,2 miliarde de oameni pe Pământ. În fiecare an, la numărul populației, se mai adaugă aproximativ 75 de milioane de locuitori. Iată dar că, din punct de vedere demografic, vremea noastră se potrivește cu vremea lui Noe. Însă nu doar explozia demografică, ci și amestecul bisericii cu lumea. În Geneza 6:2 se menționează faptul că fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe cele pe care și le-au ales. Iată dar, fiii lui Dumnezeu se căsătoresc cu fetele oamenilor. Pun o întrebare. Dumnezeu a avut numai fii, n-a avut și fiice? Oamenii au avut numai fete, n-au avut și băieți? Știu că există multe interpretări cu privire la acest text și scopul meu nu este să mai vin cu încă o interpretare sau să o confirm pe una dintre ele. Vreau doar să spun că cei care aparțineau lui Dumnezeu s-au căsătorit cu persoane care nu aparțineau lui Dumnezeu. Cei care aveau principii, care aveau etică, care aveau morală, care aveau o direcție în viață, s-au căsătorit cu cei care nu aveau principii și care nu aveau o morală. Și acest amestec al bisericii cu lumea este astăzi la modă în generația noastră.
Un al treilea lucru pe care îl găsim comun celor două timpuri, vremii lui Noe și vremea noastră, este și hedonismul, Dumnezeul sau cultul plăcerii. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău. O viață centrată pe poftă este cheia pentru dezastrul moral. Dacă citim în 2 Petru, în capitolul 1, în versetul 4, acolo unde este prezentată scara, o numesc eu, a lui Petru, de ieșire din destrăbălarea pământului și de mergere spre sfințenia cerească, Petru menționează faptul că stricăciunea care este în lume prin pofte. Dragii mei, în lume există multă stricăciune, dar această stricăciune este generată de poftă. Pofta generează stricăciunea. Pofta este în inima omului. Iar această poftă din inima omului se exprimă, se manifestă, se concretizează în stricăciune. Stricăciunea este o realitate socială. Este un fapt care cuprinde întreaga societate. Aș vrea să spunem câteva lucruri și despre specificul zilelor lui Lot. Biblia spune, aduceți-vă aminte de zilele lui Lot. De ce? Pentru că aducându-ne aminte de zilele lui Lot, ne aducem aminte de păcatele care caracterizează zilele lui Lot și de consecința acestor păcate, care este dezastrul. Prima realitate a vremii lui Lot, relații păcătoase. Oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Geneza, capitolul 19, versetele 4 și 5. În rândurile creștinilor există mai multe opinii care despart teologic și practic acceptarea sau negarea homosexualității. Le numesc pe primele trei. Există poziția conservatoare care spune nu homosexualitate, categoric nu. De ce nu? Pentru că Biblia spune nu. Există condiția moderată, ne abținem. Nu-i nici bine, nu-i nici rău, fiecare cu părerea lui. Și există poziția liberală care spune da. Aș vrea să vă amintesc că Biserica Presbiteriană din Statele Unite ale Americii a aprobat un amendament la statutul lor cu privire la căsătorie între persoanele de același gen. Amendamentul acesta este cel cu numărul 14, litera F, în care definiția căsătoriei era uniunea între un bărbat și o femeie. Însă acest amendament a fost modificat, căsătoria fiind denumită doar o uniune între două persoane. În mod tradițional se menționează între bărbați și femeie, dar la modul general între două persoane, indiferent de gen. Președintele Comitetului Secular Presbiterian Conservator, ca răspuns la adoptarea acestui amendament, a afirmat faptul că Biserica Presbiteriană din Statele Unite ale Americii a intrat sub influența normelor sociale. Acum, pentru că eu sunt un pastor, un predicator al Evangheliei lui Dumnezeu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, stimați ascultători, următoarea întrebare. Credeți că este normal pentru o biserică să intre sub influența normelor sociale? Are societatea autoritate ca să subordoneze o biserică, biserica fiind casa lui Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu are o casă numită biserica și are o carte numită Biblia. Această carte numită Biblia trebuie să direcționeze biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie condusă de lume, nu trebuie ghidată de lume. Dacă factorul politic se impune în destrăbălarea și aroganța lui, biserica nu ar trebui să se lase influențată de normele sociale, ci de normele divine. Dacă ea se lasă influențată de normele sociale, unde sunt normele divine? Ce a făcut cu ea? Ce a făcut cu ele? Normele sociale sunt omenești, exprimă poftele oamenilor, păcatele oamenilor, înclinațiile oamenilor, orgoliile oamenilor, în timp ce normele sfinte sunt puritatea, abstinența, curăția minții, neprihănirea, pocăința, rugăciunea, citirea Bibliei, biserica. Iată dar relații păcătoase. Relații păcătoase între cine? Relații păcătoase între oameni. Unul dintre pastorii proeminenți din America, fiind lider la Biserica Baptistă Muntele Carmel din orașul Pennsylvania, este și un profesor emerit în sociologie, a acceptat, spune el, până la urmă, în urma unui puternic
unei puternice frământări sufletești, a acceptat până la urmă persoane care, de același gen, care se căsătoresc în biserică pentru că îi iubește. Acum eu pun o întrebare din nou. Credeți că Dumnezeu nu iubește pe oamenii aceștia? Credeți că nu l-a iubit pe David când a curvit cu Batșeba? Ba da, l-a iubit. Dar l-a și pedepsit. Dumneata, nu-ți iubești copilul când îl pedepsești? Ba da, dar atunci de ce îl pedepsești? De ce îi interzici să se uite la televizor toată noaptea? De ce îl pedepsești să nu-și folosească un anumit device, un anumit aparat electronic în care își găsește plăcerea? Un computer, un iPad, un telefon? De ce îi spui, este limitat? De ce nu-l lasă să joace cu cuțitul dacă îl iubești? De ce îți pedepsești copilul dacă îl iubești, dragul meu? De ce Dumnezeu îi pedepsește pe oameni care îi iubește? De ce spunem noi că din dragoste pentru oameni legiferăm păcatul și destrăbălarea doar pentru faptul că noi iubim pe oameni? Asta este iubire sau este drumul spre pierzare? Am ajuns la vârsta la care credem că avem un pic de discernământ să ne gândim la lucrurile astea. Avem noi dreptul să redefinim valorile lui Dumnezeu? Avem noi dreptul să stricăm legile celui care a creat universul? Un mare om al lui Dumnezeu, Ravi Zaharaia, spunea că a mers într-un oraș, el e de origine indiană, dar este un creștin puternic și un predicator iubit și cunoscut pe toată suprafața pământului. Spunea că a mers într-o zi într-un oraș ca să țină o conferință și gazda i-a propus să viziteze una dintre cele mai proeminente clădiri din oraș, care era de senzație la vremea aceea, și au mers până acolo, având mult timp la dispoziție până seara când începea conferința. Și acolo era multă aglomerație, oameni de peste tot au venit să vadă clădirea. Clădirea aceasta era construită într-o manieră postmodernă, postmodernistă. A intrat într-un grup, li s-a atribuit un ghid, iar ghidul le-a plimbat prin toată clădirea, care era construită după idei postmoderne, postmoderniste. Și ce înseamnă o clădire construită după idei postmoderniste? Geamurile erau în toate formele posibile. Unele rotunde, unele dreptunghiulare, altele în forme de romb, altele așa cum știm noi geamurile, în toate formele posibile. Erau scări care nu duceau nicăieri sau care ieșeau undeva afară, dar nu mai era nimic, undeva la etaj. Erau piloni care nu susțineau nimic, erau balcoane care pur și simplu stăteau agățate, niște ciudățenii, o arhitectură care nu s-a supus la nicio regulă de arhitectură. Și în timp ce cu mult zel ghidul le explica proeminența acestei construcții în manieră postmodernă, postmodernă însemnând fără reguli, nonconformist, cum vrei, cum te taie capul, nu mă interesează că scara asta nu duce nicăieri, fac o scară, așa îmi place, așa mi-o chef. La un moment dat cineva din mulțime l-a întrerupt pe ghid și a spus, pot să vă pun o întrebare? Și ghidul a spus, da, sigur, cunosc toată istoria clădirii, vă pot răspunde la orice întrebare. Și omul a întrebat, fundația este făcută tot în manieră postmodernă? Ghidul a roșit și a răspuns, neavând încotro, nu, fundația este făcută în manieră clasică. Iar omul care a pus întrebarea a spus, atunci este ok, mai putem să rămânem în clădire. Pun o întrebare, de ce nu fac și fundația în manieră postmodernă și o fac în manieră clasică? Pentru că nu ar ține. Iată dar ceea ce am vrut să spun. Lucrurile de esență din lumea aceasta nu pot fi făcute decât după ideea lui Dumnezeu. Dar lucrurile de formă, lucrurile de decor, lucrurile de design, oamenii le-au schimbat, le-au redefinit. Așa se face că astăzi ne-am permis ca să redefinim legile lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm puțin la altceva și să acceptăm faptul că încă un lucru care este specific în vremea lui Lot este materialismul. O să citesc câteva cuvinte care definesc această vreme a lui Lot. Citesc din Geneza capitolul 19. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era foarte bine udată în întregime. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vrea să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Priviți-l pe Lot și familia lui înainte de despărțirea de unchiul său și familia unchiului său, Avram. Ei vin din Mesopotamia. Dumnezeul scoate pe Avram din Mesopotamia și îl face întemeietorul poporului evreu.
Îl duce în Canaan, undeva pe malul Mării Mediterane. Și Avram îl ia cu el și pe Lot, pe nepotul său. Și Lot ajunge și el bogat ca și Avram. Și până la urmă îi se modifică valoarea de sine datorită bogăției și se desparte de Avram. Și Avram îl întreabă, ce alegi? Unde vrei să te așezi? Pentru că eu o să merg în direcție opusă. Și omul se uită la munte, muntele este sterp, nu-i oferă posibilități de business, nu e în mijlocul oamenilor și spune, se uită la câmpie, în câmpie erau orașele Sodoma și Gomora, e adevărat că erau destrăbălate până peste, dar nu are nicio importanță, aici e vad de afaceri. Și alege câmpia Iordanului și alege Sodoma și Gomora. Lot se duce în câmpia Sodoma și Gomora, mai întâi la marginea orașului, mai apoi se duce în oraș, ajunsese unul dintre liderii orașului, pentru că stătea la poarta cetății împreună cu cei care hotărau destinul orașului. Avram alege lucrul opus. Se urcă pe munte, își face un altar, se închină lui Dumnezeu și își petrece viața în abstinență, în puritate. Are o altă direcție. Pe el chemase Dumnezeu să întemeze un popor care urma să devină poporul mesianic, din care urma să se nască Mesia. Lot n-are nicio problemă morală. El este un materialist, este un hedonist, este un om cu ochii pe afaceri. El n-are suflet, el n-are Dumnezeu, el n-are rai, el n-are cer, el nu se roagă, el nu citește Biblia, el nu merge la biserică. El se simte confortabil în Sodoma, numai că Sodoma arde, ia foc, Dumnezeu o pedepsește, îi dă foc. Și îngerii vin și îl scot din Sodoma. Însă soția lui se uită înapoi la lucrurile pe care le-au strâns o viață, pentru care lucru și-a vândut și sufletul, și acolo se transformă într-un stâlp de sare. Stimații mei, vremea noastră se asemănă nu doar cu vremea lui Noe, ci și cu vremea lui Lot. De ce? Pentru că am desfințat căsătoria. Nu mai există obiceiul ca oamenii să se căsătorească. Iar dacă se căsătoresc, se căsătoresc împotriva naturii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește despre păcatul acesta, al căsătoriei între bărbați sau între femei, numește păcatul acesta un păcat scârbos. Adulterul nu este numit un păcat scârbos în Biblie, ci doar păcatul acesta al unirii între persoane de același gen. Și îl numește un păcat scârbos. Biblia spune lucrul acesta, Dumnezeu care i-a creat pe oameni spune lucrul acesta, iar biserica îl reafirmă. Priviți, vă rog, că vremea de atunci se repetă astăzi. Hedonism, materialism și relații păcătoase, chiar incestuoase. Care este specificul vremurilor noastre? Biblia spune, aduceți-vă aminte de vremurile lui Lot. Creștinismul s-a născut cu 2000 de ani în urmă. S-a născut la marginea Ierusalimului, unde trei cruci au fost înfipte în pământ și pe ele au fost condamnați la moarte prin crucificare trei oameni. Unul dintre ei era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia care a venit să moară pentru oameni. De o parte și de alta erau doi tâlhari. Creștinismul a luat naștere acolo ca o relație spirituală personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, care este Mântuitorul. O credință că Iisus este Mântuitorul, că El iartă păcatele și un angajament însoțit de regretul de păcat și un angajament de trăire în puritate. Însă creștinismul acesta a ajuns în Grecia și a devenit filozofie, a ajuns în Roma și a devenit instituție, a ajuns în Europa și a devenit cultură, religie și a ajuns în America și a devenit caritate, facere de bine, construire de orfelinate, de grădinițe și de spitale peste tot în lume. Numai că s-a pierdut din vedere relația spirituală personală cu Iisus Hristos. Și unul dintre mari gânditori români, Petru Țuțea, spunea, fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal, rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Demnitatea umană este definită de noblețe, de respect, de modestie, de selectivitate, de puritate, în timp ce animalitatea este definită de poftă, de instinct, de violență, de supremație și ură. Ei bine, zilele lui Lot, ca și zilele noastre, sunt caracterizate de imoralitate în loc de puritate. Sunt caracterizate de violență în loc de blândețe și de toleranță în loc de abstinență. Priviți la toleranța fără limită. Toată lumea vrea toleranță. Persoanele de același gen au vrut mai întâi să fie tolerate. După aceea, toleranța a vrut să fie legalizată. Și acum se ridică împotriva celor care se căsătoresc după metoda Bibliei. Această realitate dramatică din cotidian se explică prin observarea mersului istoriei. Dacă ne uităm în antichitate, în Evul Mediu, în epoca premodernă, adică tradițională, în epoca modernă și postmodernă, observăm că acum trăim această perioadă a
postmodernismului, adică a nonconformismului. Nimic nu mai este conform cu o regulă, cu o tradiție, cu o cultură, cu un obicei. Și totul pur și simplu s-a schimbat. Singurul lucru care astăzi mai este la modă este toleranța, diversitatea, flexibilitatea, libertatea, acceptarea, negarea oricăror reguli. Postmodernismul a eliminat criteriile de fixare a valorilor. A impus relativismul, diversitatea și acceptarea. În această perioadă, Biblia este relativă, nu mai este absolută. Dragostea subordonează dreptatea. Tradiționalismul a devenit multiculturalism. Naționalismul a devenit internaționalism. Familia a devenit eu cu poftele și căutarea mea. Darwinismul social a devenit toleranță socială. Și această toleranță este o manifestare a postmodernismului, adică o epocă în care oamenii trăiesc împotriva oricăror reguli pe care le neagă, de care fug, de care se feresc. Toleranța a devenit astăzi o religie, fiind impusă în prezent ca și comunismul în trecut. Toleranța elimină diferența dintre Dumnezeu și diavol. Ce rost mai are să existe două persoane diferite dacă oricum există o toleranță care nu mai spune cum este bine și cum e rău? Toleranța elimină diferența dintre bine și rău. Nu mai există diferență între bine și rău. Toleranța elimină diferența dintre iad și rai. Nici nu există astea. Toleranța elimină diferența dintre răsplată și pedeapsă. Nu, toată lumea va fi răsplătită, nimeni pedepsit. Dacă toleranța este bună în domenii de ordin moral, de ce nu se folosește și în domeniul intelectual? Să eliminăm notele. Toată lumea ia din oficiu 10. Să eliminăm și pe cei care fură, ca și pe cei care sunt cinstiți. Nu, toată lumea are voie să facă orice. De ce există toleranță doar la nivel spiritual și moral? De ce există notă la școală? De ce nu există toleranță pentru oamenii care rămân repetenți? Stimații mei, această toleranță a devenit religia vremilor noastre. Toleranța aceasta uzurpă legea lui Dumnezeu și lovește în obrazul celui care ne-a creat. Și zilele noastre sunt la fel ca zilele lui Lot. Sodoma pur și simplu s-a născut din cenușă. Familia astăzi este dezonorată, călcată în picioare și este redefinită. Oamenii astăzi se căsătoresc cum le place. Vorbim despre tot felul de relații. Astăzi copiii își cer drepturile, oamenii își cer drepturile să se căsătorească cu animale și să zoofilie, să aibă relații cu animale, bărbați cu bărbați, femei cu femei. Am ajuns într-o epocă unde nu mai există nicio regulă. Chiar dacă România este puțin mai în urmă în ritmul acestor lucruri, așa cum au ajuns altele și s-au impus, vor ajunge și astea și se vor impune. Dragii mei, trăim vremuri în care oamenii pur și simplu se simt bine în timp ce îl neagă pe Dumnezeu, stau cu spatele la Dumnezeu, dar îl cheamă să-i ajute când ajung la spital și când le-a luat casa foc. Astăzi am avut onoarea să mă adresez dumneavoastră. Noi suntem creștini și deși noi negăm păcatul, noi iubim pe oamenii care trăiesc în păcat și ne rugăm pentru ei să le deschidă Dumnezeu mintea și inima, să înțeleagă că nu este normal anormalul și că orice faptă pe care oamenii și-o permit va ajunge în fața judecății lui Dumnezeu și totul va fi calificat, cântărit și evaluat de Dumnezeu. Există răsplată veșnică și există pedeapsă veșnică. Și astăzi noi hotărâm dacă vom fi răsplătiți sau pedepsiți în funcție de stilul de viață care îl alegem, cu Dumnezeu sau împotriva Lui. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea o minte sănătoasă, pentru că viața este extrem de scurtă. Biblia spune că e ca un abur care trece, ca un sunet care se duce. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne definim eternitatea în iad sau în rai. Și aș vrea împreună să ne rugăm. Tată care ești în ceruri, ne-am oprit în fața Ta și în fața cuvântului Tău și conștiința noastră, Doamne, este bombardată de informația pe care am primit-o. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai informat despre faptul că ești Creatorul nostru și despre faptul că păcatul rămâne păcat, indiferent dacă legiuitorii acestei lumi îl numesc păcat sau îl numesc toleranță. Astăzi Tu ne-ai vorbit despre vremurile lui Noe și ale lui Lot, care sunt reluate, care au redevenit în cotidian. Ne rugăm, Doamne, să ne dai o viață închinată Ție, pe care să o trăim în puritate, în cinste, fără să ne permitem trăirea în păcat. Doamne, ajută-ne să trăim urmându-Te pe Tine și servindu-Te pe Tine.
Dă-ne puterea să ne rugăm pentru oameni, pentru cei care conduc țările lumii, guvernele lumii. Luminează-le mintea cu Evanghelia ta ca să se teamă de tine și toate legile pe care ei le dau să nu fie împotriva ta, pentru ca mânia ta să nu vină peste sufletele lor, peste casele lor. Ne rugăm astăzi să binecuvintezi lumea întreagă, care este cuprinsă de violență și de destrăbălare. Este cuprinsă de groază și de spaimă. Ne rugăm pentru pace, pacea care să vină în urma pocăinței, în urma trăirii în puritate. Ajută-ne să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii, Doamne, ca să nu ne temem de nimic și harul Tău să rămână peste noi și peste casele noastre. Îți cerem această favoare, să ne dai puterea să-ți rămânem credincioși în aceste vremuri tulburi. În aceste vremuri în care totul s-a redefinit, ajută-ne să te identificăm pe tine ca pe Creatorul nostru, ca pe Mântuitorul nostru, ca pe Domnul nostru. Ne angajăm să ne supunem doar ție, să te urmăm doar pe tine, pentru ca să avem parte de împărăția ta. Fie-ți milă de noi și dă-ne putere să-ți rămânem credincioși, să trăim în puritate și fideli față de regulile, de principiile, de legile pe care tu le-ai dat în cartea pe care o ținem în mână. Îți mulțumim pentru că ne asculți. Îți mulțumim pentru că ești în stare să ne protejezi, să ne mântuiești, să ne vindeci și să ne faci parte de împărăția ta. De aceea ne închinăm ție și te onorăm în numele Mântuitorului și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, vă binecuvintez la despărțire și pun numele lui Dumnezeu peste dumneavoastră și casele dumneavoastră. Să rămâneți în pace și toate să vă meargă bine. La revedere!